zone negre, ca și în istoria armatei române, care au fost băgate sub preș și n-a fost bine să fie băgate sub preș, fiindcă cele mai mari pierderi în 8 luni de la declanșarea războiului din 1916 până la începutul 1917, România a pierdut 10% din populația țării datorită luptelor care au avut loc, a fost cele mai mari pierderi din primul război mondial. Și să mai spune, domnule colonel, că niciun soldat român nu a luptat la Stalingrad. Soldații români au luptat la Cotul Domnului. Da, da. Așa. Chestiunea cu Stalingradul e o chestiune politică de despăgubire. Asta s-o spune stare, cum a spus și acum altceva. Eu personal am un unchi, capitanul Lelius Vergati, care lupta în unitățile comandate de generalul Petrică Teodorescu, care a murit pe 19 septembrie 1942 la Cotul Domnului, unde a fost lovit de un obuz de brand sovietic. Și făcuse o breșă în liniile sovietice, iar soldații au strigat în urma lui: mergem până în cer după domnul capitan Vergati. Deci exista o comuniune, Exista. Deci 400 de vânători de munte au fost decorați cu crucea de fier, cea mai înaltă el din medalie. El a fost decorat, este în monitorul oficial, este în arhivele militare de la Pitești, Lelius Vergati este decorat cu Mihai Viteazu, clasa a treia. Da. Lumea nu prea știe ce e cu gradele astea. Mareșalul avea gradul 2 și Stalin avea gradul 1 de la... Generalisim. Deci da. El și cu Eisenhower. Vreau să vă spun câteva lucruri despre militarul român în al doilea război mondial, că vorbim despre tradiții. În 1959, când s-a sărbătorit 10 ani de la înființarea tratatului NATO, generalul Speidel, care comanda trupele NATO, a fost întrebat de presa militară străină care a fost cel mai bun soldat aliat al germanilor și a zis: italienii, finlandezii, slovacii, croații, nu au ghicit niciunul. Și la care generalul Speidel a spus: soldatul român bine instruit și comandat este cel mai bun soldat după soldatul german. Deci lucrurile acestea sunt consemnate, sunt scrise și vreau să vă spun că și în vremurile care au urmat pe urmă după tratatul de la Varșovia și în timpul tratatului de la Varșovia, România a avut o notă aparte, n-a vrut să facă manevre militare pe teritoriul ei, dar până la urmă, în 89, s-au făcut manevre neconvenționale cu... Sunt multe de spus, nu vreau să vă răpesc din timp, sunt lucruri... N-are rost. Stăm de vorbă altă dată. Altă dată vom sta de vorbă. Eu sunt onorat de prezentarea făcută de domniile voastre. Dacă luați revista Frontiera, găsiți numele meu în fiecare număr. Să știți că este și online și o citesc. Și n-ați găsit numele, nu? Ba da. De aceea am și venit. Dar, da, sunt multe de spus. Eu vă mulțumesc pentru clipele pe care mi le-ați acordat și nu vreau să monopolizez discuția, dar a fost ceva din suflet pentru acest eveniment. Și noi mulțumim. Să trăiți.